Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe acum Nova Observatorul. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii investește în drumuri și autostrăzi. În prezent se lucrează pe mai bine de 700 de kilometri. Proiecte sunt și pentru județul Timiș. Despre ele a vorbit ministrul Sorin Grindeanu în materialul următor. Lucrările sunt în grafic pe centura Timișoara Sud, iar ministrul transporturilor Sorin Grindeanu anunță că timișenii pot în curând să circule pe noul drum. Îmi doresc, așa cum am spus și în intervenția mea de azi, îmi doresc cel puțin pentru Timișoara în perioada imediat următoare ca undeva în iulie să finalizăm centura de sud. Lucrurile merg foarte bine în ultima perioadă pe acel obiectiv. În mandatul de ministru, Grindeanu mai are două mari obiective de îndeplinit pentru județul Timiș. Îmi doresc de asemenea să reușesc, cât sunt ministru al transporturilor, să semnez contractul și pentru centura de vest a Timișoarei, la patru benzi de această dată, și îmi doresc să semnez contractul de drum expres Timișoara Moravița, pe lângă celelalte proiecte pe care le știți deja, cele care sunt în desfășurare, cele legate de legătura aeroportului cu orașul, cu gara de est și, bineînțeles, PNRR-ul. În prezent, în România se lucrează pe aproximativ 730 de kilometri de autostradă și drum expres. În această noapte trecem la ora de vară. Ceasurile se dau cu o oră înainte, iar ora 3 devine ora 4. Trecerea la ora de vară se face anual în ultimul weekend al lunii martie. Se schimbă ora în ultimul weekend al lunii martie. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 30-31 martie 2024, ceasurile se dau cu o oră înainte și trecem la ora de vară. Ora 3 devine ora 4. Răsăritul și apusul vor fi cu o oră mai târziu pe 31 martie, comparativ cu ziua anterioară. Vom avea mai multă lumină seara. Schimbarea orei are loc de două ori pe an, adică trecerea de la ora de iarnă la ora de vară și invers. Schimbarea orei se face în preajma echinocțiilor de primăvară și de toamnă, când ziua e mai mare decât noaptea, respectiv când durata nopții e mai mare decât durata zilei. Primăria municipiului Timișoara anunță că sunt ultimele zile în care plata impozitelor locale este redusă cu 10%, asta dacă se achită integral. Plățile se pot face atât la ghișeele instituției, cât și online. Primăria municipiului Timișoara anunță faptul că sunt ultimele zile pentru plata impozitelor locale, cu reducere de 10% dacă se achită integral. De asemenea, cotele de impozitare aplicate în 2023 nu au fost majorate, fiind stabilite la același nivel încă din 2018. Plata impozitelor se poate face și în format online pe platforma Primăriei municipiului Timișoara. Bonificația de 10% se aplică pentru plățile făcute până la data de 31 martie 2024. Europarlamentarul Cristian Bușoi a fost desemnat președinte interimar al PNL Timișoara. Nicolae Ciucă spune că Bușoi, om de partid și europarlamentar cu experiență, va gestiona cu înțelepciune situația de aici. Liderul liberalilor din Timiș, Alin Nica, a fost demis deoarece s-a opus alianței cu PSD. Le-am spus liberalilor din PNL Timiș, cu care m-am întâlnit azi, că Timișoara este simbolul dreptei și epicentrul democrației din România. Fiind unul dintre orașele mari ale țării, contează mult pentru PNL să obțină un scor bun la Timișoara. De aceea această filială are nevoie de unitate și solidaritate. Am încredere că președintele interimar Cristian Bușoi, om de partid și europarlamentar cu experiență, va gestiona cu înțelepciune situația de aici, anunță Nicolae Ciucă. El afirmă că din punctul lui de vedere cel mai important lucru din această perioadă este stabilitatea țării. Aceasta poate fi asigurată acum doar de construcția politică ce formează actuala coaliție, iar această guvernare a avut rezultate economice extrem de bune, cum este absorbția fondurilor europene, pe care am reușit să o creștem pentru prima dată în istorie de la 76% într-un singur an. Încheie Ciucă. Primarul comunei Bucovăț, Gheorghe Pop, a trecut în Partidul Social Democrat. Edilul comunei a făcut această trecere de la Partidul Mișcarea Populară, cu care în 2020 a câștigat mandatul de primar în comuna pe care o cârmuiește. Primarul Gheorghe Pop simte că a făcut alegerea corectă pentru comunitatea sa. Gheorghe Pop, primarul comunei Bucovăț, s-a alăturat astăzi echipei Partidului Social Democrat și va candida pentru un nou mandat din partea PSD.
Am spus în repetate rânduri că vom lua lângă noi edilii care au demonstrat rezultate în administrația publică locală, iar Gheorghe Pop este unul dintre ei. Ne vom concentra pentru un rezultat cât mai bun la Bucovăț, atât pentru Consiliul Local cât și pentru cel județean, transmit reprezentanții Partidului Social Democrat Timiș. În Șac va fi realizată o intersecție cu semafor. Primarul Flavius Roșu a semnat autorizația de construire pentru obiectivul de investiție. Intersecția semaforizată va fi realizată din bani de la bugetul local, iar termenul de execuție este de 3 luni. Primăria Comunei Șag implementează un proiect care va aduce doar beneficii pentru șoferi și care va fluidiza traficul rutier. Mai exact, în Șag va fi realizată o intersecție cu semafor. Primarul Flavius Roșu a făcut un prim pas spre realizarea proiectului. Edilul a semnat autorizația de construire pentru obiectivul de investiție, amenajare intersecție prin semaforizare, DN59 cu strada a doua. Investiția va fi realizată din bani de la bugetul local. Odată semnat proiectul, termenul de execuție al investiției este de 3 luni. Europarlamentarul Maria Grapini a participat la o dezbatere organizată de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România. Tema dezbaterii a fost dezinformarea și inteligența artificială, rolul Uniunii Europene în combaterea acestui fenomen. Europarlamentarul Maria Grapini a participat vineri în calitate de invitat la o dezbatere organizată de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România. Această dezbatere a fost adresată studenților Universității Dunărea de Jos din Galați cu titlul Dezinformarea și inteligența artificială, rolul Uniunii Europene în combaterea acestui fenomen. La această dezbatere, alături de Maria Grapini, au fost prezenți și europarlamentarii Siegfried Mureșan, Dan Nica și Ramona Strugariu. Studenții au avut ocazia de a vorbi cu Maria Grapini despre rolul Uniunii Europene în combaterea acestui fenomen extrem de nociv. Potrivit eurodeputatului Grapini, pentru o combatere eficientă la nivelul Uniunii Europene a fenomenului dezinformării, este nevoie de conștientizarea acestuia, dar și de o comunicare argumentată. Nu este importantă doar legiferarea, cât mai ales modul în care se aplică reglementarea respectivă, care trebuie să fie pe înțelesul tuturor, a mai spus eurodeputatul. Dezbaterea s-a încheiat cu o sesiune de întrebări, la care a răspuns Răzvan Sabo din partea Biroului de Legătură al Parlamentului European în România. Paisprezece cățeluși au fost abandonați în câmp fără milă. Aceștia au fost găsiți în câmpul liber în apropiere de Săcălaz. La data de 22 martie, datorită eforturilor și implicării polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, Biroul pentru Protecția Animalelor, în colaborare cu cetățenii iubitori de animale, au fost salvați 14 cățeluși abandonați în câmp în zona limitrofă a localității Săcălaz. În prezent, aceștia sunt în grija unei asociații de protecție a animalelor, unde beneficiază de îngrijire și tratament medical veterinar specializat, cu speranța găsirii în viitorul apropiat a unui cămin iubitor pentru fiecare. De asemenea, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor doresc să sublinieze importanța sterilizării animalelor de companie, care joacă un rol esențial în reducerea numărului de animale fără stăpân și în prevenirea abandonului conform legislației în vigoare privind protecția animalelor. Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că potrivit legii privind protecția animalelor, abandonarea și sau alungarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 de lei la 12.000 de lei, transmit reprezentanții IPJ Timiș. Timișoara se pregătește de sărbătoare. Mult așteptatul târg de Paște se deschide duminică în orașul de pe Bega. Bucuria sărbătorilor pascale este tot mai aproape, iar noi suntem pregătiți să vă întâmpinăm cu brațele deschise la cea de-a 15-a ediție de la târgul de Paști Timișoara. În perioada 31 martie-6 mai vă așteptăm cu drag în 3 locații emblematice ale orașului nostru: Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și Piața Traian. Fiecare dintre aceste spații aduce cu sine o atmosferă unică și o poveste specifică care vor aduce un nou plus de farmec evenimentului. Casa de Cultură a municipiului Timișoara promite momente de neuitat în care muzica și activitățile de divertisment vor da viață atmosferei festive, iar bucuria sărbătorilor va fi resimțită în fiecare colț al piețelor noastre.
sunteți invitați să vă bucurați de ateliere specifice și talentul artizanilor locali sau bucatele tradiționale, așa cum le știm din bătrâni. Vă așteptăm alături de familie și prieteni, pentru că momentele petrecute împreună sunt cele care rămân în amintirea noastră pentru totdeauna. Programul din 31 martie include: ora 12, Piața Unirii, Alaiul Primăverii; ora 18, Piața Libertății, concert extraordinar cu Orchestra Simfonică Lira, transmit reprezentanții Primăriei Timișoara. Reconstrucția pasarelei Gelu este aproape de finalizare. Lucrările se află acum în etapa de montare a hidroizolației și de armare a ultimei bucăți de zid de sprijin pe malul drept al Begăi. Primăria Timișoara anunță că noul pod va fi gata până la data de 27 aprilie. Reconstrucția pasarelei Gelu, care leagă cartierele Dâmbovița și Iosefin, este aproape de finalizare. Investiția este suportată integral din bugetul Primăriei Timișoara. Lucrările se află acum în etapa de montare a hidroizolației și de armare a ultimei bucăți de zid de sprijin pe malul drept al Begăi. Mă bucur că în câteva săptămâni și bicicliștii și pietonii vor putea folosi noul pod, care va fi accesibil tuturor, declară primarul Dominic Friț. Noul pod va fi gata până la data de 27 aprilie și va avea rampe de acces în locul scărilor abrupte proiectate în anul 1949. Pentru noul pod este asigurat un spațiu suficient pentru traseele pietonale, pistele pentru biciclete, cât și pentru scoaruri și spații verzi. Investiția totală depășește suma de 12 milioane de lei, banii fiind achitați integral din bugetul local al Primăriei Municipiului Timișoara. Aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara a inaugurat terminalul Schengen. Noul terminal reduce timpul de așteptare pentru pasageri. Atât intrările cât și ieșirile din țară nu vor mai presupune clasicele înregistrări în baza de date. Aeroportul internațional Traian Vuia Timișoara a inaugurat terminalul Schengen. Evenimentul, o premieră pentru zona de vest a țării, a avut loc la 60 de ani de la înființarea aeroportului. În februarie 1964 a prins formă, 60 de ani mai târziu, noul terminal deschide calea aeriană către Europa. Inaugurarea terminalului Schengen s-a bucurat de prezența ministrului transporturilor Sorin Grindeanu, președintelui Senatului Nicolae Ciucă, prim-ministrului Marcel Ciolacu, președintelui interimar al Camerei Deputaților Alfred Simonis, dar și alți membri ai guvernului. Oficialitățile locale au fost și ele prezente, printre care s-au numărat primarul Timișoarei Dominic Friț și președintele CJ Timiș Alinica. De aceea, deschiderea acestui nou terminal aeroportual este dovada că România știe să materializeze proiecte concrete din bani europeni. Este dovada că România știe să construiască la standarde europene. Și este dovada că avem viziunea și avem capacitatea să asigurăm facilități pentru pasageri la cele mai înalte standarde de siguranță și confort. Acum 20 de ani, România depunea documentele oficiale pentru aderarea la Alianța Nord-Atlantică și astăzi ne bucurăm de cea mai puternică umbrelă de securitate de care țara noastră a beneficiat vreodată. Astăzi am venit din nou aici la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Internațional Timișoara. Este evident, este clar, cred că pentru toată lumea, în sfârșit, după mai bine de 30 de ani, investițiile au început să țină pasul cu nevoile de dezvoltare ale comunității. Vedem aici o investiție spectaculoasă la cele mai înalte standarde. Noul terminal Schengen a fost realizat într-un timp record. Banii pentru acest proiect au fost asigurați atât de Guvernul României, cât și de Uniunea Europeană. Mă bucură faptul și pe mine, de asemenea, că această investiție a fost derulată într-un timp foarte scurt, un an și un pic. Aproape 200 de milioane de lei au fost absorbiți din fonduri europene, cu sprijin guvernamental adevărat, într-un timp record și iată-ne în fața acestui obiectiv, care demonstrează faptul că nu venim doar cu schițe, doar cu desene, doar cu proiecte, și iată începem să inaugurăm investiții pe care în urmă cu un an jumătate, cu 2 ani, le-am promis. Noul terminal reduce timpul de așteptare pentru pasageri. Atât intrările cât și ieșirile din țară nu vor mai presupune clasicele înregistrări în baza de date.
În primul rând e vorba de capacitatea unui terminal. Și sunt două feluri de capacități, capacitatea statică și capacitatea dinamică. Este vorba de spațiul pe care este dedicat fiecărui pasager care trece prin aeroport și cea dinamică este vorba de viteza de procesare a pasagerilor la toate demersurile care trebuie făcute până ajungi la avion. Asta înseamnă check-in-ul, va fi mult mai rapid, avem 18 check-in-uri în momentul de față, dincolo aveam numai 10. Avem aceste echipamente de ultimă generație, standard 3, în care viteza de procesare la controlul de securitate va crește cu 50%. Deocamdată este crescută față de cele vechi cu aproximativ 25%, însă ele cresc în etapă, astfel încât operatorul să se obișnuiască. Dar viteza maximă de procesare va fi cu 50% mai mare decât la cele de standard 2. Și nu în ultimul rând, porțile de îmbarcare. Se vor face îmbarcări pe 8 porți de îmbarcare și atunci și acolo de asemenea va fi o viteză de îmbarcare mai mare. Și este doar începutul, pentru că am fost în Germania când am preluat echipamentele și acesta este doar primul pas, inclusiv cel la poliția de trecere de la frontieră, la non-Schengen, unde îți ia face recognition, nu îți ia datele biometrice, amprentele și datele de pe pașaport pentru a face identificarea. Urmează, pasul următor este să nu te mai oprești. Te ia din mers, din aerogară, deci tu practic intri în aerogară, te duci direct la avion și între timp îți ia informațiile de pe față din terminal, treci printr-un culoar, nu te mai oprești să faci, treci printr-un culoar care îți te verifică din punct de vedere al securității, te duci direct la avion. Și între timp toate sunt prelucrate, și din punct de vedere al securității, și din punct de vedere al trecerii frontierei. Asta, deocamdată, ele sunt în lucru, eu le-am văzut, dar ele nu sont încă omologate de ECAC, European Central Aviation Association. Dar când vor fi omologate, va fi și mai rapid această procesare. Iar în ceea ce privește capacitatea statică, se vede, terminalul are 12.000 de metri pătrați, de 4 ori mai mare decât ce am avut înainte. Deci, cu siguranță, spațiul dedicat fiecărui pasager este mult mai confortabil și condițiile sunt mult mai bune, totul fiind nou și de ultimă. De ce? Noul terminal are o suprafață de 12.000 de metri pătrați desfășurați, iar dotările sale sunt menite să scurteze timpul de îmbarcare al pasagerului în avion. Spitalul Municipal Dr. Teodor Andrei din Lugoj a scos la concurs 3 posturi de medic. Dosarele de participare la concurs se pot depune până la data de 1 aprilie, iar selecția dosarelor de către Comisia de Concurs va avea loc în 3 aprilie. Spitalul Municipal Dr. Teodor Andrei din Lugoj a scos la concurs 3 posturi de medic, un post de medic specialist chirurgie generală la secția chirurgie generală, un post de medic specialist radiologie imagistică medicală pentru laboratorul de radiologie și imagistică medicală, un post de medic specialist cardiologie la compartimentul cardiologie. Dosarele de participare la concurs se pot depune până în data de 1 aprilie 2024 la ora 14, iar selecția dosarelor către comisia de concurs va avea loc în 3 aprilie 2024 la ora 10. Candidații vor susține o probă scrisă și o probă clinică, iar rezultatele finale ale concursului vor fi afișate în zilele de 17 aprilie 2024 pentru postul de medic specialist chirurgie generală, 23 aprilie 2024 pentru postul de medic specialist cardiologie, 24 aprilie 2024 pentru postul de medic specialist radiologie imagistică. Acestea au fost cele mai importante informații ale zilei. Nova Observatorul se încheie aici. La revedere! Thank you.